Salut băieți și fete, bine v-am găsit la o reacție mai seche la sel, că de chiar acum facem reacție la sel. La un pas de moarte cu Dorian Popa. Cu Dorian Popa, hâți zonule! La muncă. Episodul 1. Deci, da, trebuia să fac reacție mai devreme, dar da. Deci, stați puțin. Stați puțin. Deci, așa. Eu trebuia să fac reacție mai devreme. Mă rog, am vrut să fac o reacție mai devreme la casa. Am vrut să fac o reacție mai devreme, dar n-am apucat pentru că da. N-am avut timp, am avut alte chestii cu gaming, cu reacție, chestii. Era trebuie să fac acolo nebunii din ăștia, deci da. Mă rog, da, acum fac reacție și dacă vă place, fac și la urmă, fac și la celelalte episoade, că vor la fac și la episodul 2 și tot așa, și tot așa, deci, da. De 14 minute, deci, da. Acum 2 luni, deci, da. Hai să începem! Stai, che. Sezonul 1, episodul 1, da, chestia, episodul 2, un popa, episodul 1. Episodul 1. Episodul 1. Ăsta, sezonul 1. Sezonul 1. Știi ce înseamnă? Știi ce înseamnă asta, nu? Mai multe episoade de reacționate. Anyway, let's go. Salut, eu sunt Sherry, sunt aici. M-a spart. Eu aveam pe 50 audio-ul. Pe 10. Cu Dorian. Salut, eu sunt Sherry, sunt aici cu Dorian Popa Oh! și astăzi curățăm geamul la înălțime. Stai, m-ai stropit-mă pe față cu aia, mă. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem mai... Ar fi de război civil pe cuvântul meu. Alții chiar exagerează, alții chiar ar omorâ. Dacă ar rămâne fără YouTube sau fără Facebook, fără Facebook, ar se chiar ar face fără Instagram, aulo, ar omorâ copiii. Copiii ăștia ar face război civil cu arme nucleare, ne fură din baza militară acolo, tai căși. Fură uraniu, fură din acolo, fac război civil, distrug toată societatea copiii dacă rămâne fără așa ceva. E sinuchidere, corate. Se face chaos din ăla. Se face efectiv. Nu se... Pe bune, alți copii chiar ar fi în țară de azi. Se sinuchide ăștia. Ca s-ar sinuchide 30% din populația sau pământ dacă s-ar încerge. Și 80% din populația României, dacă nu chiar mai mult de atâta, dacă s-ar încerge doar în România, adică... Damn, ar fi cam distracție în alta. Altceva, sau așa cum spun haterii, am murit efectiv de foame. Eu nu sunt pregătit psihic pentru așa ceva. Asta e cea mai periculoasă chestie pe care am făcut-o până în prezent. Ok. E în America, la New York, au mai multe etaje de atâta, este joacă de copii pe lângă altele clădiri, pe lângă alte clădiri efective. Câte etaje are? Una, două, trei? Câte are? 10? 20? Câte are? Oricum sunt unele... Până la nori, direct. Deci, da. Periculoasă, nu arată. Da. În primul rând veți face numai ceea ce vă îndrum eu. Gata, băiatul meu, acum îți dai drumul pe spate și ai scăpat. Doamne, Doriane, tu vezi unde suntem. Cel mai panică moment este atunci când te pui pe burtă acolo și să-ți imaginezi că, obiectiv vorbind, dacă ceva nu-i prins bine, atunci afli. Te-am sunat să spun că te iubesc mult și faci, mă. Geamurile mele trebuie să fie squeaky clean, băiatul. Uite de unde venim, frate, tu vezi? Mamă, sincer, frate, cât am no joke, să mă arăgea seara. Bă, Salvi la față, a avut un moment de panică. Băi, nu pot să cred că am făcut-o și pe asta. Fraților, doamnelor, domnilor, bine ați venit la primul episod din La Muncă. O să curățăm geamuri la înălțime, o să fim alpiniști utilitari și oaspetele meu este Dorian Popa! Hâți, zonule! Au! Au! Au!
Păi n-ai zis, bă, să intru părit. Ce zici, gata, mă, tată, mă? Ești gata? Băi, eu nu sunt gata. Eu asta am și zis că nu sunt pregătit psihic, dar tu în schimb pare omul potrivit pentru jobul ăsta. Bă, sincer, uite, mă, eu potrivit, dar am și eu. Bă, nu. Inima mea. Nu e, mă, tu ești bun, mă, tu ai față, ai mâini gara de roabă, știi? Nu știi, băiatul meu, că mânuțele astea și mașineria asta de corp au deschis câteva uși la viața lor. Da, vrei să spui că au spart niște uși. Selide, ce ai spus? Reclama Akia efect, nu te-ai gândit că poate fac și alții reacție? Hai că în remul ăsta îmi cumpăr YouTube Premium pentru o viață, pentru o viață întreagă. Deci ești pregătit? Bă, sunt pregătit. Hai! Stai, mă! Că mi-a dat reclamă. Câteva uși la viața lor. Da, vrei să spui că au spart niște uși. Au spart. Mă, tu ai față, ai mâini gara de roabă, știi? Păi nu știi, băiatul meu, că mânuțele astea și mașineria asta de corp au deschis câteva uși la viața lor. Da, vrei să spui că au spart niște uși. Deci, ești pregătit? Ce sunt scanele astea de filme? Niște uși. Astea sunt filme adevăr, nu cred, nu, fake filme, mă, că nu fac românii filme, de mult nu mai fac, poate seră, dar nu, asta trebuie să fie ceva lui serie, ceva, mă rog. Deci dacă doream pupa, le sparghe așa, deci dacă alea sunt lemne, adevărate, și le sparghe doream pupa așa, e tank, direct, e tank, în popaulul. Dar la cum arată, crezi eu că te reche prin orice. Deci ești pregătit? Bă, sunt pregătit. Hai că-mi iau și eu inima în dinți. Hai, let's go. Alpinismul utilitar este o meserie care constă în urcarea sau coborârea pe clădiri în scopul efectuării unor intervenții. În cazul de față o să spărăm fațada de sticlă de la Luxuria Residence. Practic e cea mai apropiată meserie de Spider-Man. Clădirea asta are 12 etaje, iar noi ne vom urca pe acoperiș și de acolo ne vom prinde cu hamuri și vom coborâ pe clădire. Bă, dar un alt bloc încă se iau, 4 etaje. Chiar era nevoie să fie 8? 11, vrei să zici. Ok, în primul rând veți face numai ceea ce vă îndrum eu. Nu trebuie să aveți niciun motiv de panică, nu trebuie să vă speriați absolut deloc. Dispozitivele au antipanică. Bă, ție, de ce nu ți-e frică? Eu nu înțeleg. Băi, ce vrei să fac dacă am acceptat acum? Nu mai fii atent acolo pe orice faci. Nu, că vorbim și ne luăm cu artele și pe bune. Pe bune, Doamne ferește. Stai bună, Doamne ferește. Ce să vă spun, de mult n-am mai fost la un concert XXXTentacion. Eu merg în mar, 40 de ani în curând, alpinist utilitar, nu știu, de 15 ani, mult mai intens în ultimii ani, zi de zi, ca și job zilnic. Cum, mă pun așa în mâini? Da. Gata, s-a tăiat. Mă pun așa pe mijloc? Da. Deci sunt prins bine, da? Deci mi-am băgat mâna în tine, n-ai unde să pleci, stai liniștit. Gata, băiatul meu, acum îți dai drumul pe spate și ai scăpat, de-o grijă. Hai de capul meu. Poți să te salți în brațe puțin să trec protecție aici? Da. Nu, las cum trecem după aia. După aia? Ca oamenii să știe. Chiar râde, Dorian Popa. Eu râd mai tare că râde Dorian Popa, eu râd cu el. N-ar fi putut să se întâmple absolut nimic rău. Totul s-a asigurat foarte bine în 3 puncte. De obicei un alpinist lucrează în 2 puncte de legătură. Noi am asigurat în 3, respectiv 4 puncte. Deci nu se putea întâmpla absolut nimic rău. Bun, haide să-l vine și pe Dorian, vă rog. La zi-mă ăsta, ca și cum să mă duc și eu cu el la apă. Haide să-l filmăm și pe Dorian. Bă, Celica, să știi că asta a fost un prank. Eu acum am dat ăsta jos și te pup. Ne auzim la... Iau eu o cafea jos în recepție, da? Cel mai panică moment este atunci când te pui pe burt acolo și trebuie să treci de partea cealaltă a clădirii, să te lași în imponderabilitate și să-ți imaginezi că, obiectiv vorbind, dacă ceva nu-i prins bine, atunci afli. Bă, tu ai înțeles? Afli pe bune, adică nu-i vrăjeală. Asta e, afli și când te trezești, asta e. Nu vezi pe Dumnezeu în fața ta, asta e. Deci, pe burta, mă, ce sentiment ar fi, mă. Bă, eu... Sunt speriat de moarte de la chiocan ăla, chiocanul ăla din bâlți. Când mă... Îmi vine inima drept pe gura, așa îmi iese asta de frică. Dar achii, măcar achii nu mă dă, dar sunt mai mare înălțime, adică da. Pe burta sea, ește... Cred că... Mă cheaptă moartea jos, dar...
Mor fără să cad, efectiv. Că, da. Coace, treci în coace. Simt cum vrei să avem sforile și astea, așa, pe partea asta sau pe partea asta? Pe partea, dă-te tu. Așa, da? Băi, vezi că îmi dai în cap, bă. Auzi, in mari, nu se mișcă sistemul ăsta de coborâre, ce dracu? Trebuie să-i dai drumul din coardă, din celălalt. Am uitat de asta, în fana mea. Am uitat de asta, frate, scuze. Ah! Bă, frate! Gata, iau după tine. Mamă! Bagă mâna hamului. Dorian, ai grijă, tate. Gata? Da. E bine. Bă, înțeleg, de ce a ales să-l... Nu puteți să facă altceva, să alergă ceva mai ușor prima dată și mai încolo să asta. Adică, chestie interesant, foarte interesant de la început, adică... Asta și mai încolo îi sper de parcă, nu știu, adică, da... Nu știu, așa spun eu că ar trebui să fie mai încolo cu Dorian Pop, adică, da, este prea mult în primul episod, sezon, deci de-aia, mă rog. Bine, ok, gata, am recunoscut poziția. Doamne Dumnezeule! Stai un pic, soacă. Doamne, Doriane, tu vezi unde suntem în cația și cația să recunosc că... Eu du-mă frumoasă, Dura. Bravo! Da. De-aia m-am și băgat cu tine. Hai uităm să... cu treabă? Hai să facem geamul. Ia cu treabă, că ție ți-a trebuit să mă arăt Jaxara. Hai fiecare cu geamul lui, hai. Ia-ți geamul acolo și lasă vrăjeala, fiecare cu geamul lui. Mamă, dar e un greu geamul ăsta. Voila! Da. Și încă n-am scos scârpă. Geamul ăsta, iartă-mă, dar e bestial, fratele meu. Dar uite, tu ai geamul mai scurt decât al meu. Geamul meu e cu prelungire, e prelungirea pentru vieții. Pentru că eu am făcut, mi-am pus o formă bună și mi-au dat geamuri de-astea mișto, lejere. Mamă, Doriane, uite la piciorul meu cum face, vezi piciorul meu cum face? Ăsta e de frică? Nu, Doriane, e Shelly tremură, uitați-vă la el! Nu, frate, nu e de frică, am făcut picioare la sare azi. N-ai văzut cum îi tremurau picioarele lui fratele Shelly acolo? Parcă erau de găinușă. Mă mir cum de a propus-o el, adică să se pună el singur în situația asta, e o chestie inedită. Tu cum faci, mă? Care-i tehnica ta? Am și tehnica arcadă, băiatul meu. Care-i tehnica arcadă? Iei de jos așa. Să nu spargi arcada, dracu. Și faci așa. Asta e tehnica arcadă? În jos, da. Doamne Dumnezeule, băieți, dacă nu roviți butonul ăla de like, dacă nu roviți butonul ăla de like și de subscribe și dacă n-apăsați pe clopoțel, mie încă nu vine să cred că eu fac asta, gen, pe bune. Pe clopoțel? Stai puțin. Gata. Am dat click. Citați puțin. Cam două laptopuri aici, deci da, eu sunt mai ceva ca... Eu sunt ce mai ceva decât ea din filmele Matrix. Deci da, am multă butoane aici și trebuie să alimentez, să fac căștile, să am loc să răsirea, să se răsească ăsta, să... E complicat, deci da, e 1000 IQ. Mă, înapoi la video. Vai, băiatul meu, nu pot să cred. Vai, nu pot să cred. Mi-este rușine cu tine aici. Băi, frate, cum mă să lași geamul la halul ăsta? Uite, frate, că nu... Care geam, frate? Frate, uite-te la gemuțul meu și uite-te la nenorocirea aia ce ai făcut-o acolo, e bătaie de joc. Scoate dracu la veta aia și dă-i-o la veta, ești nebun că e groasă. Salvați blocul ăsta de Shelly, bă! Bă, salvați blocul ăsta de Shelly, că e frumos, luxuria! Cheamă în spatele nostru pe cineva, că uite ce dâr a lăsat ăsta pe centru. Frate, hai, că mi-e rușine. Cine oamenii ăștia o să zică cine a spus la geamurile astea? Shelly cu Dorian Popa, de ce și numele meu implicat acolo? Fă ce faci, ești nebun? Fă ce fac, o să supere oamenii ăștia, frate. Mi se pare că s-au descurcat super ok, mai puțin Shelly, pentru că acum ar trebui să vină adevărații alpiniști să spele după el. Ce faci, mă? Fratele meu, totul stă în detalii. Ce faci, mă, acolo? Bă, ești nebun, a cap. Geamurile mele trebuie să fie squeaky clean, băiatul meu. Squeaky clean, bă, știam eu că am ales persoana potrivită pentru vlogul ăsta, mă. Deci după părerea mea și acum, na, lăsăm orice orgoliu, la o parte Dorian clar a câștigat, deci dacă ar fi eu la muncă serios, eu aș fi fost dat afară. Mamă, ce mă doare cu drept să mă arăge extra dacă te nimic. Bă, să știi că eu nu simt părerea asta, oare m-a prins pe mine altfel? Nu, sau? M-a apucat pe mine un pic, că n-am chiloți eu, știi? N-ai chiloți? Bă, să un pic, deci tu vrei să-mi spui la etajul 10 că tu astăzi, când știai că o să fii prins cu un ham, tu nu ți-ai luat chiloți pe tine. Eu nu port chiloți niciodată, băiatul meu, cum ar fi să mă dezic de un principiu? Dar, stai un pic, hai să... N-are chiloți! Băi, amuzat de atâta ce poate!
o discuție între bărbați. Vreau să înțeleg și eu, la acești, nu știu câți metri ne aflăm. Deci da. De ce nu poartă Dorian Popa niciodată chiloți? Pentru că îți înfrânează trăirea. Așa. Dorin. Și tu astăzi, când știi că vei fi prins cu un ham în pana mea. Da. În pana mea. Da. Șarpele! Tu nu ți-ai luat chiloți pe tine? Șarpele! Nu mă, frate, orice. Nu mă dezic de principii. Doar pentru că suntem la câteva... 10-100 de metri altitudine. Asta înseamnă, bă, să fii Dorian Popa. Bă, la filmarea cu alpinism utilitar, dar unde tu te cațeri să moară măsa pe clădire, pe aia, bă, tu nu ții cross pe tine. Adică înțeleg că tu nu poți pentru că eu am a treia siguranță. A întrebat, nu? E bine că dacă picau siguranțele aia știa de ce să mă apuc. Nu mai fac asta niciodată dacă asta e întrebarea. E în genul ăsta de chestii pe care o faci odată în viață și ți-a ajuns. Tu ai experiență, mă, Dorian, la înălțime? Eu doar o dată am sărit cu parașuta. Tu ai mai sărit? Am sărit și eu cu parașuta de două ori. Bă, mi-a plăcut, da. Și aș mai sări cu siguranță. Dar ce mi-a plăcut și mai mult a fost bungee jumping-ul, frate. Doamne ferește, bungee jumping. Am sărit de la 150 de metri în munții Râșnov, legat de glezne. Deci doar de glezne, îți imaginezi, da? Acum a venit mai hamul pe noi, dar nu știu ce a fost în mintea mea, sincer spun. Făceam 500 de mii de subscriberi. Pe aia chiar nu mai fac, fratele. Deci tu ți imaginezi că aici avem vreo 30 de metri? 30-40 de metri, da? Și am sărit de la 150. Legat de glezne. De 30-40 de metri, da? Și am sărit de la 150. Deci aici la 30-40 de metri, la 100 de pe munte, la un loc. Ce senzație, mamă! Pe mie chiar că mi-ar... Mi-ar... Cred că mi-ar cam opri inima, deci... Mi-ar sta inima pe loc, efect. Mi-ar sta inima pe loc, gata. Aș muri pe loc. Dacă ar încărca și eu să fac și eu asta. Nu mi-e frica asta de înălțime, dar mi-e frica asta când... Hop, 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 când mă duc așa, de aia mi-e frica asta de... De acolo e buba. Acolo e nasol. Legat de glezne, dacă ar fi nevoie să o mai fac din nou, aș face-o dacă și numai dacă ar fi un pic mai sus, adică măcar să fie un challenge. Că în același loc nu văd care e, știi? Și data viitoare, dacă mai facem o dată, trebuie să plecăm din rapel. Ce înseamnă în rapel? Te pui pe marginea clătirii, da? Îți lași curaj așa în funie și te lași pe picioare până când ești paralel cu solul. Și după aceea, din siguranța aia, pleci cu ușor, 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 ușor. That's the real deal. Zi sincer, dă o notă de la 1 la 10 la geamul ăsta. La ăsta îți dau un 7.50. Da, măi, notă de trecere, mă, ce aveți. Da, nu, de trecere, sigur. Ce se întâmplă la mașina mea, mă? Bă, ai zbâr? Bă, cine a chemat pe ăștia, mă? Bă, nu pot să cred. Auzi, că auzi. Măcar sunt absorbante în formă de inimă, ceva drăguț. Absorbantele sunt folosite? Doamne, ferește, așa ceva. Mă ia și rău când mă uit în jos. Problema mea cea mai mare, frate, era că trebuia să mă uit să iau trafaretul ăla, sau cum naibii se numește. Bă, și trebuia să mă uit și dacă mă uitam în jos, mă lua panica. Și eu știi ce încercam să fac? Eu încercam să mă uit în reflexia geamului, ca să văd unde e, ca să nu fiu nevoit să mă uit în jos. Deci tu ești retardat, tu nu te uitai în jos după trafalet? Nu, eu mă uitam în reflexie. mă uitam în reflexia geamului, pentru că pana mea. Deci fii atent, Dorian, am făcut niște research. Recordul mondial la șters geamuri aparține unui britanic. Așa. Care a șters 3 geamuri în 9 secunde. Crezi că putem măcar să ștergem un geam în 9 secunde? Fii atent, am dat cu spumă și acum hai să vedem în cât timp ștergem. Uite, eu am o jumătate de geam, ia. 1, 2, 3, 8, dar e cu mici imperfecțiuni. Stai așa un pic, că nu mă duc. Nu o las eu așa. Păi și acum cum urci, mă? Păi nu mai urc, gata. Ca idee, ca să știți că noi ne-am documentat un pic înainte să facem nebunia asta, vă dați seama. Este aproape imposibil de greu, dacă nu ești mega experimentat, să urci înapoi pe chestia asta. E mega, mega greu. Oricum, acum cred că nu mai are niciun sens să spun fraților, în niciun caz să nu încercați așa ceva acasă sau la voi acasă, pe acoperiș sau oriunde altundeva, unde nu aveți... Nu, dar eu vă spun ca să știți. În niciun caz să nu faceți așa ceva, pentru că... Există posibilitatea să nu vă iasă, vă zic eu. Există posibilitatea, da, să nu vă iasă. Noi acum înțelegeți că am curățat geamuri așa, să arătăm să așa, acum se curăț toată... Dar gemurile din stânga și dreapta, pe alea nimic, ia cel pomul ăla. Crederea durează mult. Și așa că ne-am apucat... Niște skip, cum s-ar spune. Ne-am apucat să facem un soi de podcast. Știi ce zic? Facem un podcast așa la înălțime, băiatul da. Meu. Fii atent, acum fii sincer. Pentru câți bani ai face treaba asta zilnic? Bă, frate, vrei să spun un lucru? Fii atent. Și nu vreau să pară aiurea ce voi spune, dar pe afară și sper că și la noi sunt joburi extrem de bine plătite datorită riscului pe care îl implică, da? Și riscurilor, de fapt, și de drept, da? Aș face treaba asta pentru 10.000 pe zi. 10.000 pe zi? Da.
dacă da, știi că fac 300.000 pe lună. Da, dar știi că nu ăsta e salariul nimănui, lume care face asta. Eu știu, dar tu m-ai întrebat la Burj Khalifa, că nu. Nu, dar tu m-ai întrebat pe mine. Ceea ce înseamnă că eu ar trebui să renunț la veniturile mele în pofida acestui venit, ok, nu? Deci dacă ți-a dat cineva 300.000 pe lună, 10.000 pe zi? Da. De euro, da? Da, aș munci, da. Mamă, m-am luat durerea de spate rău de tot. Nu de e, la e glumă, ăsta. Nu, chiar nu e ușor, fraților, și sincer, frate, oamenii care fac asta și care zilnic se pun, pentru că există un pericol, oricât de în siguranță ai fi, nu știi niciodată, tot respectul nostru, sincer. Dar na, bine, acum există și avantaje, mai vezi o fată pentru un geam. Mai vezi pe unul, dar mai... Chiar că uite, nu ne-am uitat și noi mai atenți pe lângă ce trece. Păi nu, dar noi ca să înțelegi, noi spărăm doar casa scării, în caz că nu ți-ai dat seama. Avem ocazia să vedem foarte multe persoane goale, făcând omletă în chiloți sau chiar și fără chiloți, sau făcând cu totul și cu totul alte chestii. Ca și Dorian, cum umblă fără chiloți. Și nici măcar nu e prima dată. Ia uite-mă, ăsta n-are chiloți pe el, bucate. Bă, dar ce mi se pare funny? Ce? Că suntem undeva pe la etajul, cred că 5-6 sau 4-5 și mi se pare că suntem așa aproape, parcă sunt mândru. Da, pare că, hai că mai și săim. Uite de unde venim, frate, tu vezi? Mamă, frate, cât am no venit. Jokes, mă rugeac seara. Trebuie să recunosc că na, ar fi ipocrizie să zic că n-am simțit și eu un pic sentimentul de frică, mai ales atunci când ești pe marginea blocului, recunoști? Atunci când ești pe marginea este... alba sau neagră, îți dai seama dacă ține după ce ți-ai dat drumul. Atunci când ești pe margine, chiar e groasă. E, e. Chiar e groasă. Fraților, vreau să vă spun că vă iubesc, vă mulțumesc pentru tot sprijinul. Pentru voi facem treaba asta, vrem să aduc... Bă! Ce m-am speriat! Wow, cât de tare a fost! Deci vă rog, reacția asta, Rușeli! S-a terminat safety-ul, mă! Bă, cum s-a speriat! Vai, cum a fost! Trebuie să recunosc că și mie mi-a stat un pic inima în loc, dar mi-am dat seama imediat ce s-a întâmplat. No more safety, nu știu cum să explic. Uitați-vă la fața lui în momentul în care am dat de siguranța aia, da? Dar trebuie să recunosc că și eu am fost uimit, că nu știam că e așa scurtă, știi? Adică de la etajul 3, teoretic, nu-ți mai trebuie, că nu e așa departe. Uf, s-a dus în jos așa și zic, nu mai e! Și ăsta nu și-a dat seama ce fac. A văzut că am dat în jos de alea? Bă, s-a albit la față, a avut un moment de panică, după aia că și-a dat seama, stai bă, că încă atârnăm, adică rău n-are cum să fie. Fraților, am făcut-o și pasta. Gata, nu ai coborât? Dorian a coborât. Urmează să cobor și eu acum. Mi-a spart. Mamă, cum mă doare spate, că n-aveți idee. Acolo, mi-a să faci. Doamne, Doamne, Dumnezeule. Băi, nu pot să cred că am făcut-o și pasta. Deci vreau să zic că n-am mâncat nimic pe ziua de azi, pentru că eu aveam amintirea foarte nașpa de la parașută. Tu știi foarte bine că eu când m-am dat cu parașuta, am mâncat înainte, am făcut greșeala de a mânca mare burger și am vomitat în aer. Și așa că vreau să zic că o să devorez acești campo frio snacking, pentru că n-am mâncat nimic toată ziua, deci o să-i devorez. Proteină, Jonuțule, proteină! Sibiu Sticks, băieții mei, mulțumim mult, campo frio, pentru sponsorizare. Ăsta a fost primul episod din Ra Muncă, sezonul 1, episodul 1. Urmează episoade, acum nu pot să vă spun chiar oferte tari care asta. Dar urmează episoade foarte tare în continuare, așa că dacă încă n-ați făcut-o, roviți croțoperul ca să primiți notificări următoarea dată când postez La Muncă. Fraților, eu am fost Sherry, a fost Dorian și ca întotdeauna, da, de aici acest episod este aproape fumat, dar vreau să dați mare butonuri de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă așteptă tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, noi ne-am dus. Pa! Să vă abonați la mine, vă las Median Mentor. Resere propriul propria lui mea. Deci da, mă bucur că nu au fost prea multe reclame și da, la oricum, zile nu e genul ăla de om să pună multe reclame pe YouTube acolo, de asemenea că nu știu câte reclame poți să pui pe un minut, pe așa. Deci da, nu știu cât poți, încă nu știu, da, că nu sunt, încă n-am numărul de mare de abonați și de vizionare așa, ca să știu așa, câte reclame, oricum o să pun multe reclame, ca dacă una, hai să zicem două, ca dacă mai mulți sponsori sau bla bla bla, chestii de nelea, de făcut banii astea pe YouTube, e chestii de astea clasică, deci da, nu cred că n-ar pune cam mult, una singură idee, e fi chiar, gata, e destul una singură, da, că și așa sunt destule pe YouTube, mai vin eu cu încă 1000, că sunt destul de mult. Bun, ăsta a fost episodul BSF, de la revedere. And remember, like and subscribe.